În Dobrogea, monitorizarea făcută în ultimele zile cu privire la calitatea aerului a relevat numai două zone cu probleme. În Megidia, unde este amplasată primăria, și în Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde simbolul de pe hartă a oscilat între mediu și rău. Vorbim aici despre suspensii de particule în aer, așa numitele PM10, care pot afecta căile respiratorii și plămânii. Între Direcția de Sănătate Publică și Agenția de Mediu din Constanța există un protocol încheiat în 2015. Conform protocolului, nu am primit nicio informare în acest sens. Au existat și unele depășiri, dar pentru ca să fie considerate de luat în seamă, ar însemna să fie peste 35 de zile cu depășiri. Până acum, eu m-am interesat la Ministerul Mediului și nu au fost situații de care ar fi trebuit informată populația în acest sens. Factorii de mediu, briza mării, oglinzile de apă ne ajută, ne favorizează dispersia poluanților. Ministerul Mediului pune la dispoziție doritorilor o pagină de internet unde pot fi găsite rezultatele unor măsurători realizate în timp real în toată România. Un pătrățel verde pe hartă indică o calitate foarte bună a aerului în zona respectivă, în timp ce unul roșu înseamnă foarte rău. Cei care vor să verifice calitatea aerului dintr-o anumită zonă pot face acest lucru accesând adresa Ministerului Mediului www.calitateaer.ro.